Evenimentul face parte din campania eCool ajunsă în acest an la cea de-a 8-a ediție. Ținutele vestimentare, la care au muncit săptămâni întregi și cu care liceenii s-au prezentat în acest an la paradă, au fost realizate din materiale reciclabile, precum sticle, cartoane, autocolante, vată, metal, sârmă, saci de rafie, lavete de bucătărie, scoarțe de copac, frunze sau pene. Cei mai creativi dintre liceeni au fost premiați marele premiu, constând într-o excursie de 2 zile la Arsenal Park în Orăștie. Tu ai și aripi. De ce? Da. Păi eu aș fi un înger și un demon. Aș fi 2 în 1, să spun așa. Să spui câteva cuvinte despre colecția voastră și dacă v-ați aștepta să câștigați. Sincer, am avut, din punctul meu de vedere, niște ținute extraordinare și chiar mă așteptam la așa ceva. Suntem cel mai bun HCC Abrut! Evenimentul a fost organizat de către Agenția Locală a Energiei Alba, împreună cu Consiliul Județean Alba. Campania eCool vizează sensibilizarea elevilor și a cadrelor didactice față de mediul înconjurător, implicarea lor într-o activitate care presupune lucrul în echipă și stimularea creativității. Noaptea lungă a industriei a devenit în mod sigur alternativa zilei porților deschise în cadrul companiilor Star Transmission și Star Assembly, subsidiarele Daimler în România. Adresându-se în mod direct locuitorilor din zona Transilvaniei, a treia ediție a evenimentului le-a oferit ocazia celor interesați și pasionați să descopere universul automotiv pe parcursul a 6 ore pline de activități interactive, tururi ghidate, workshop-uri, sesiuni de recrutare, proiecte sociale și alte surprize. Totul se mișcă în interior. Unul dintre cuplaje, l-avem aici, axul central, care, ca o curiozitate, este cel mai lung ax dintr-o cutie automată de viteză. Nici o altă cutie automată de viteză din lume nu are lungimea asta. Asta e it's the top of the top, ca să zicem. Axul are 2 roluri, de fapt 3, transmite mișcarea de la motor mai departe spre transmisie, are un rol și de comandă, că prin interiorul lui se realizează creșterea de tensiune în unele cuplaje, și rol de lubrifier. Da. Și pe, uite aici, uite, vezi, da, cele 3 găuri care corespund, da? Uite, astea mai mici sunt găuri pentru lubrifiere, astea mai mari sunt găuri pentru lubrifiere. We'll be right back.
Ce se vede la suprafață, convertizorul de cuplu, vechiul ambreiaj, care le știm noi de la cutiile manuale, carcasa convertizorului de cuplu până în zona asta de aici și în partea din spate este carcasa cutiei de viteză. Aici avem tot ansamblul cutiei de viteză interior. Cuplaje, frâne, suporți planetari, absolut tot. Partea din spate, flanșa, unde vine legătura cardanică a automobilului. Aici avem axul, care are la momentul de față un soare, care transmite mișcarea mai departe la piesele componente ale cutiei de viteze. Următoarea piesă care ar urma să fie asamblată este aceasta. După cum vedeți, nu se asamblează foarte complicat. De asemenea, aici avem un sistem de blocare sau frâne, cum se numesc ele. Avem trei frâne, precum vedeți aici. Desigur, ele sunt în interiorul unei carcase, carcasă care vine peste părțile componente. Vizitatori din județul Alba și nu numai au avut ocazia la noaptea lungă a industriei să vadă pe viu cum se lucrează în una dintre cele mai importante companii din lume sau chiar să-și formeze o impresie despre locul în care visează să devină angajați. Acum am venit prima dată ca vizitator, dar într-adevăr este ceva nou și părerea de discretabilă. Foarte bună. M-a impresionat foarte mult curățenia. M-a atras faptul că este la mine în oraș și este pe profilul pe care l-am ales să-l urmez și mai departe în viață. Momentan sunt la facultate în Cluj și aș dori să continui mai departe pe acest domeniu. Filiala Star Transmission a fost înființată în anul 2001 și produce la sediul din Cugir roți dințate, arbori, precum și componente prelucrate mecanic pentru motoare, transmisii și sisteme de direcție. Star Assembly a fost înființată în anul 2013 în Sebeș, iar lansarea producției cutiei de viteză automate cu 5 trepte s-a realizat în același an. În anul 2014, pe poarta fabricii, a ieșit prima cutie de viteze cu dublu ambreiaj cu 7 trepte. Începând cu anul 2016, aici se montează cutii de ultima generație cu 9 trepte de viteză.